Mă așteptam pentru că în repriza a doua am controlat jocul. Adversarul nostru de astăzi, Dinamo, a avut un singur contraatac în repriza a doua și ne-a marcat gol. Dar felicit jucătorii pentru că au crezut în rezultat. Greu să întorci aici la Dinamo cu acest public minunat, să întorci scorul de la 2-0 la 2-2. Însă sunt așa puțin dezamăgit pentru că repetăm aceleași greșeli pe care le-am făcut și în meciurile anterioare și nu este ok. Adică primim două goluri în ideea în care adversarul a avut decât două șuturi pe poartă. Nu este normal, nu este ok. Dar este mult de muncă, va trebui să muncim pentru a ne regla această problemă. Da, sunt mulțumit și cu acest egal. Până la urma urmei, când ești condus 2-0, este clar că te mulțumesc să și iei un punct. Cred că pe final puteam să și câștigăm dacă eram inspirați la șuturile lui Lori și cine mai e, Fulop și cred că Florescu. Fulop, primul gol după aproape 2 ani. E Botoșani locul potrivit pentru o revenire? Pentru că într-o perioadă era un jucător care părea foarte interesant de perspectivă. Da, așa este. Mi-aduc aminte acum 6 ani când m-am dus la Botoșani. Lori Fulop era under și era într-o formă foarte bună, după care eu am plecat și am ținut să-l transfer la voluntari. El a fost și la voluntari în perioada în care eu am fost și acum l-am găsit iar aici. Din păcate, el a avut niște probleme medicale și n-a putut să antreneze la capacitate maximă, însă este un jucător în care eu cred foarte mult. Știu că sunteți de Alcasei. Cum vi s-a părut totuși atmosfera de pe final? Pentru că ne zicea și Eduard Pap, s-au dat cu brichete după el. Un arbitru, Tușer, a fost aproape să fie lovit de un scaun. S-au inflamat prea mult spiritele în final. Nu, este o atmosferă senzațională din punctul meu de vedere. Adică te simți fotbalist, te simți antrenor în momentul în care joci cu un stadion plin, colorat în alb-roșu, e o senzație fantastică. Eu chiar vreau să-i felicit pe suporterii lui Dinamo pentru modul în care și-au încurajat echipa. Sunt fenomenali. Urmează 3 meciuri de foc, Rapid, Universitatea Craiova, Ucluj. Câte puncte vă propuneți din această secvență? În situația în care suntem noi, toate meciurile sunt grele. Poți să luăm meci cu meci, este clar. Acum să facem analiza acestui joc, după care ne pregătim și de meciul cu Rapid. Dar deocamdată trebuie să facem analiza, să ne recuperăm fizic, pentru că a fost efort mare astăzi. Trebuie să ne recuperăm. Dar credeți că în momentul de față echipa are forță să se salveze de la retrogradare, să nu intre între 100%. ultimele 4 locuri? 100%. Suntem într-un progres în ceea ce înseamnă posesia balonului și astăzi am avut posesie 52% pe terenul lui Dinamo, am marcat două goluri, nu știu dacă a mai marcat cineva două goluri aici de când a început campionatul, în fine, nu m-am uitat la statistică. Suntem într-un progres în ceea ce înseamnă faza de atac, adică echipa are o prestație bună, avem o mobilitate bună în mijlocul terenului, pasăm, jucăm, ducem mingea spre poartă, tragem la poartă, marcăm, dar avem această problemă care am spus-o mai devreme, care mă deranjează foarte tare. Adică nu e normal. Nu e normal că adversarul în prima repriză să ajungă o singură dată la poartă să dea gol. Adică este o mare problemă la noi. Trebuie să o reglăm. Vă mulțumim frumos Și și eu vă multă baftă mulțumesc. în Și eu vă viitor. mulțumesc. Seară bună.